Evanghelia după Marcu, marea trimitere a Domnului Isus în Evanghelia după Marcu. Sunt două versiuni, din Matei sau din Marcu. Citim cea din Marcu, este mai detaliată și mai ales vorbește despre semnele care însoțesc pe cei ce cred. Marcu, capitolul 16, pagina Biblie, 984, aștept să deschideți cei care veți Scriptura, de la versetul 15 la versetul 20. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șer, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. A Domnului Dumnezeului nostru, a Domnului Iisus Hristos și a Fiului... Său Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie toată slava în veci de veci. Amin. Mă bucur în această dimineață să particip la un botez internațional, să fie frați invitați, să fie nevoie de translatori. Iubiți frați și surori, în Împărăția Lui Dumnezeu nu mai mai fi nevoie de translatori, vom vorbi limba Duhului Sfânt, Domnul să ne ajute să ajungem acolo. M-am uitat peste pasajul acesta, m-am uitat peste adunare și atunci când este un botez, oamenii se uită și la vârsta celor care se botează. Observați că aici Mântuitorul a spus, duceți-vă la orice făptură, nu se mai pune problema naționalităților, pe vremea aceea era o problemă, evrei aveau prioritate, dar nu spune vârsta. Oamenii sunt frământați de vârstă, eu am fost săptămâna aceasta, am vizitat o tânără care vrea să se boteze și am întrebat-o, Da câți ani ai aici? Am împlinit 14 ani. Bine, ești hotărâtă? Sunt hotărâtă. Vrea să se boteze în satul bunicilor, undeva pe la Șilindie, și am spus, facem o bucurie în biserica noastră. Nu te grăbi așa tare. Așteaptă să mai fie încă cineva, să facem o sărbătoare în Șicula. Am vizitat-o în mod special, frații m-au rugat să stau de vorbă cu ea. Iubiți frate și surori, ne frământă problema aceasta a vârstei. Ori e prea devreme, zic unii, ori e prea târziu, zic alții. Iubiți frați și surori, m-am, cu ocazia vizitelor făcute la Cluj cu soția, am văzut acolo lucruri care mi-au vorbit foarte mult. Dacă cineva ai supărat așa pe viața aceasta, dacă are anumite probleme și o nemulțumire îl cuprinde, îl sfătuiesc să viziteze un spital. Aleagă-l care vrea spital. M-am uitat acolo și nu pot să uit o imagine și mă folosesc în această dimineață de imaginea aceasta, o spun și o încerc să vă o redau și dumneavoastră. Era o tânără, așa, la vreo 16 ani, așa cum este Larisa sau Tamara. M-am uitat pe lista aceasta încă o dată și încă o dată sunt copii, băieți și fete, tineri. Era o tânără singură la părinți, eram toți în sala aceea unde se așteaptă, unii pentru analize, alții pentru consult. Lumea și țara au scos bănci afară din toată țara, am văzut mașini de pe Mehedin, de prin alte zone ale țării, toți să vină să-și rezolve problema. Citeam pe fața acestei tinere disperarea. Era necăjită, părinții în jurul ei nu știau cum să o mângâie. Nu putea să-și ascundă durerea. Ca să nu-i fie rușine, pentru că îi căzuse tot părul în urma tratamentului, un tratament sever. Și-a făcut așa un turban dintr-o haină roșie, care a avut un pulover ceva. Citeai pe fața ei, așa era slabă, palidă, fără nicio poftă de viață. Se uitau părinții la ea cu speranță, așa parcă Vreau să transmită din interiorul lor ceva pentru fica lor. Ea nu comunica cu nimeni. Tristă, abătută. Stimați ascultători, stimați tineri care vă botezați, stimați familiști care poate v-ați gândit că e prea repede, vreau să vă spun că viața are și alte variante. Pe pământ sunt și, și alte situații. De aceea, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Niciodată nu este prea devreme. Totodată, Cuvântul ne vorbește că niciodată nu-i prea târziu. Au fost candidați de botez undeva aproape de 100 de ani. Vârstă. Niciodată nu-i prea târziu când instituțiile statului nu mai primesc, nu mai angajează oameni peste 60 de ani, nici vorbă. Totuși, Dumnezeu este cel care primește și astăzi. Numele Lui să fie binecuvântat. Dacă sunt în sală persoane care se gândesc că-i poate prea devreme sau altele că-i prea târziu, vreau să vă spun că nu este nicio limită de vârstă. Domnul este cu brațele deschise, l-a primit și pe tălharul de pe cruce, nu este nicio condiție vis-a-vis -vis de viața care a trăit-o. Cum spunea cineva, a fost comică exprimarea lui în rugăciune. Un om care s-a pocăit și a spus în rugăciune, Doamne, Tu n-ai idee ce păcătos sunt. Ba da, are idee, Dumnezeu, știe câte păcate am făcut. Eu vreau să priviți această lucrare și să-L vedeți pe Dumnezeu atotputernic, care poate primi cu brazele deschise și poate ierta numele Lui să fie binecuvântat. Este mare harul Său. Nu te gândi în această dimineață, iubit ascultător, că ești prea păcătos, că Dumnezeu nu poate să te primească. Asta este șoaptă de la diavolul. Dumnezeu este cel care ne primește pe toți. Numele lui să fie binecuvântat. Un alt lucru care îi frământă pe oameni când este vorba de botez, ei spun că e prea simplu. Citim în Cuvântul lui Dumnezeu trimiterea Domnului Isus, zice: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, dar are acces oricine. Cum spuneam în casa lui Corneliu, Petru spune, Dumnezeu este nepărtinitor și în orice neam, dacă este cineva care lucrează neprihănire și se teme de Dumnezeu, este primit de el. Binecuvântat să fie Domnul. Așa și-a început predica Apostolului Petru. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Așa de simplu? Oamenii sunt frământați atunci când sunt prezentate lucrurile simple. Este o întâmplare în Cartea Doi Împărați, vă rog să deschideți în Doi Împărați, capitolul 5. Un comandant al oștirilor din Siria, bolnav de lepră, slujitoarea din casă, o fetiță care a fost luată ca prizonieră și adusă ca roabă soției lui Naaman, o fată credincioasă, deși supărată, poate putea fi supărată pe Dumnezeu că este roabă în casa comandantului sirienilor, cel care a făcut măr, mult rău poporului Israel, fițița aceasta depășește barierele acestea și îi spune într-o zi soției lui Naaman Sirianu, comandantul suprem al armatelor Siriei. Doamnă, dacă stăpânul meu, Naaman, ar fi la Prorocul din Iudeea, din Israel, prorocul l-ar vindeca de lepra lui. Ce credință la o fetiță care îl cunoștea pe Dumnezeu. Femeia aceasta îi vorbește soțului, soțul ajunge să ia scrisoare de la împărat, către Împăratul lui Israel. O comunicare greșită și o pistă greșită, fiți foarte atenți la cine vă îndrumă și unde vă îndrumă, căutați oamenii care pot să vă îndrume, nu alegeți orice sursă, suntem bombardați cu tot felul de surse, tot felul de păreri, internetul este plin de părerea oamenilor și fiecare își dă cu părerea. Naaman proceda a procedat greșit, s-a gândit la nivel, știu eu, de conducere, diplomatic, scrisoare de la împăratul Siriei, la împăratul lui Israel. Ajunge în sfârșit la casa prorocului și vreau să vă citesc. Prorocul îi dă un verdict simplu, nici măcar nu se prezintă la Naaman Sirianu. Trimite pe slujitor și spune, trimite-l pe Naaman Sirianu să se scalde de șapte ori în râul Iordan și va fi curat. Când aude Naaman Sirianu și vreau să vă citesc pasajul acesta și noi ca oameni, de multe ori ne gândim, oare așa de simplu să fie? Așa de simplă să fie mântuire, așa de simplă să fie o vindecare de lepră, care era o boală incurabilă, dacă vreți, comparabilă cu cancerul în vremea noastră? Naaman s-a mâniat când a auzit ce a spus Elisei, a plecat bombănind, da, zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului, va pune mâna pe rana mea și mă va vindeca, eu așa am crezut. Păi n-am eu ape curate în Damasc, abana, parpar, să mă scald în Iordan, care e murdar, care revărsa primăvara și era neospitalier. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut eu oare să mă spăl în ele ca să mă curățesc? și s-a întors și a plecat plin de mânie. E prea simplu, era prea simplu pentru el. El vroia un ceremonial, el vroia ceva detaliat, el vroia ceva după înțelesul lui. Dar ascultați, un slujitor mai curajos așa s-a apropiat, a mai luat câțiva slujitori cu el și a spus, hai să vorbim cu stăpânul nostru. De ce s-a blocat în lucrurile simple? Și vin la Naaman și spun, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut și ascultați, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, că e simplu. Iubiți ascultători, mulți în ziua judecății vor încerca să spună, doamne, dar mi s-a părut că e prea simplu, eu am fost foarte păcătos, eu am fost foarte rău, mi s-a părut prea simplu să mă botez, vroiam altceva. Scriptura spune, iubiți frate și surori, că s-a cufundat la insistența slujitorilor, s-a cufundat o dată, de două ori, de trei ori, și a șapte oară când a ieșit din apă s-a văzut vindecat de lepra lui, binecuvântat să fie Domnul. Așa suntem noi oamenii. Ne cramponăm, ne oprim, ne blocăm când lucrurile sunt foarte simple. Uitați care a fost planul lui Dumnezeu legat de mântuirea noastră foarte simplu, exprimat în cartea profetului Isaia. Vă rog să deschideți, Dumnezeu pregătise mântuirea noastră în planul Lui, încă din grădina Edenului a făgăduit salvarea și a spus, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. A pregătit o salvare. Iată ce spune profetul Isaia, capitolul 30. Vă rog să deschideți Scriptura, mă adresez în mod deosebit celor care îi se pare prea simplu sau care cred că nu-i de ajunsă această mântuire pentru starea lor păcătoasă. Citim în cartea profetului Isaia, din capitolul 30, pagina Biblie 705, versetul 15. Așa vorbește Domnul. Nu-i părerea lui Isaia, nu este părerea vreunui ucenic, ci sunt direct cuvintele Lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul, Sfântul lui Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră și în seninătate și încredere va fi puterea voastră, tăria voastră. Dar triste este, iubiți frate și surori, că aici în continuare, în versetul acesta, este și o frază scurtă, dar voi n-ați vrut. N-ați vrut. Mă adresez tuturor prietenilor în această zi care sunt aici. În mod deosebit mă exprim pentru ei. E simplă această mântuire pentru că a vorbit Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. E clară, e simplă pentru că în spatele acestei lucrări se ascunde ceva, ea reprezintă, această lucrare reprezintă ceva. De aceea este așa de important să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și cel mai precis pasaj din Scriptură, cel mai clar și limpede despre botezul în apă, este în Cartea Romanilor la capitolul 6. Vă rog să deschideți, iubiți ascultători, vreau să vă citesc de aici, o citesc și pentru cei care se botează, citesc și pentru cei care s-au botezat mai de mult, care poate au uitat semnificația botezului, și citesc pentru cei care încă nu sunt hotărâți să se botezi. Versetul 3. Nu știți, din capitolul 6, nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Citim mai departe. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, slăvi să fie Domn. Deci botezul înseamnă îngroparea omului vechi, așa cum se spune aici de către fratele predicator. Am fost îngropați în moartea Domnului. De aceea este simplu, este adevărat, este puternic, pentru că în spatele acestei lucrări este jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Și ascultați, după ce ne-am făcut una cu El, spune aici cuvântul, în adevăr, versetul 5, ce simplu este cuvântul Lui Dumnezeu, ce cursiv, într-un capitol în romani, este, dacă vreți, toată învățătura despre mântuire. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr o înviere asemănătoare cu a Lui. Binecuvântat să fie Domn! Minunat, iubiți frate și surori! Botezul reprezintă îngroparea în moartea Domnului. Ne facem una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, dar avem nădejdea unei învieri de asemenea asemănătoare cu a Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau, stimați ascultători, să recepționați mesajul acesta. E simplu, dar este adevărat, e simplu, e concret, pentru că în spate este jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Mergem mai departe, iubiți după ce ne-am îngropat în moartea Domnului, am ieșit afară, Avem niște lucruri pe care noi trebuie să le facem în dreptul nostru. Spune în continuare că din acest adevăr se desprind mai departe niște lucruri adânci. Nu-i ceva întâmplător, nu-i ceva șters într-un colț. E valabil și botezul acesta în care sunt mulți aici martori și poze și așa mai departe, este valabil și botezul care l-am făcut eu într-un râu seara undeva, într-o joi seara și acela e valabil. Înaintea lui Dumnezeu contează jurământul care îl, îl faci, credința care o ai și ce ți-ai propus ca să-L urmezi pe Domnul, hotărârea pe care o ai. Citim mai departe, iubiți frate Tot așa, după ce noi am ieșit din apă, ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu el, versetul 11, tot așa și voi socotiți-vă morți față de păcat. Și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Pentru că spune cuvântul aici, cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Versetul 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răslinit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului ce minunat! Deci îngroparea moartea a Domnului ne scapă de puterea și de influența păcatului, trupul nostru păcătos este dezbrăcat de puterea aceasta a păcatului, este scos de sub influența păcatului, nu mai dăm mădularele noastre în stăpânirea păcatului, ca pe niște unelte ale nelegiuirii, spune aici versetul 13, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Are loc o schimbare, slăvi să fie Domnul! Dintr-un trup păcătos, dezbrăcat de puterea păcatului, făcându-ne una asemenea cu Domnul nostru prin moarte, înviind la o viață nouă, noi începem să trăim prin Domnul nostru Isus Hristos după cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Mai mult decât atât, iubiți frate și soro, sunt îndemnați să vă spun aceasta, în vremea aceasta, văd că ne bombardează foarte mulți cu legea aceasta, vor să ne întoarcă din nou la zile de odihnă, la mâncăruri nu știu de care, la multe prescripții. În continuare, Apostolul Pavel și în capitolul 7 din Romani dezbate problema aceasta, îngroparea noastră în moartea Domnului este și o îngropare a noastră față de lege. Am murit față de lege și în capitolul 7 sunt două versete, le citesc, versetul 4 și versetul 6, insist să rețineți aceste versete, repet încă o dată suntem bombardați de oameni care spun trebuie să mai faci ceva, mai trebuie alimentație, mai trebuie o mai trebuie nu știu cum și nu știu unde. E prea simplu parcă ar vrea să spună ei, hai să le mai complicăm. Vreau să vă spun că și evreii au încercat una, unul din botezurile din Noul Testament. O să fac o scurtă incursiune, pentru că fiecare botez are o particularitate, ne învață ceva. Unul din botez este în casa lui Corneliu. Petru știa că are să se întâmple ceva, a luat șase frați cu el, martori. Duhul Sfânt i-a spus, du-te în casa acestui om, nu numim pe nimeni spurcat și necurat, că eu l-am curățit. Mai mult decât atât, el este invitat la masă, stă la masă cu cei din casa lui Corneliu și când l-au întâlnit iudeii care spuneau că mai trebuie ceva, că trebuie ca neamurile să fie obligate să țină legea lui Moi, să fie tăiate împrejur și așa mai departe. Așa era predica la început. Iudeii când l-au întâlnit pe Petru a spus, ai intrat în casa unui om dintre neamuri și ai mâncat cu el. Așa i-au spus măi oameni buni, dar cine eram eu să mă, opun lucrării lui Dumnezeu și povestește cum îngerul i-a vorbit, cum îngerul i-a vorbit lui Corneliu, ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu, cum Duhul lui Dumnezeu a coborât peste cei care erau dintre neamuri, nu erau din Israel. Dumnezeu a făcut o lucrare minunată. Abia atunci a început să se împlinească cuvântul Domnului, merge și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Slăvi să fie Dumnezeu! Iată ce spune versetul 4, tot astfel frații mei, din capitolul 7, Prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Și capitolul 6, 6, 7, versetul 6, Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta. Nu-i clar? E foarte clar, binecuvântat să fie Domn. Prin botezul în moartea Domnului am scăpat de osândirea legii, de articole care ne osândeau, de o mulțime de prescripții care veneau ca să îmbunătățească. Mântuitorul a simplificat lucrurile. Jertfa lui ne curățește de orice păcat. Prin jertfa lui avem intrare liberă la Tatăl Împărăția lui Dumnezeu. Prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, spune Cartea dar, iubiți ascultători, avem și noi partea noastră de acum. Cu mare atenție, tot în capitolul 6, vreau să vă citesc două versete, ca o îmbărbătare, ca o încurajare, ca o atenționare pentru noi. Pentru că aici întreabă Pavel în versetul 15, să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege? Sau păcăturim mereu să înmulțește harul? nici de cum, a spus Pavel. Versetul 19. Vorbesc comenește, din pricina neputinții firii voastre pământești, după cum odinoare v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșeați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Doamne, ajută-ne la aceasta! Urmărim această sfințire, nu mai trăim oricum, nu mai luăm mădularele noastre și le facem din nou roabe ale păcatului. Trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui. Versetul 22, parcă sună și mai frumos. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, prin botez, prin întoarcere la Domnul, da? Și v-ați făcut robea lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Binecuvântat să fie Domn! Ce simplu! Ce minunat lucrează Dumnezeu! E o zi de sărbătoare, iubiți frate și surori, mă bucur în această zi de lucrurile pe care le-a prezentat Domnul, mă bucur de candidați și aș vrea așa cum vă spuneam, să facem o scurtă incursiune, nu văd acolo ceasul să mă încadrez, o scurtă incursiune în Cartea Faptele Apostolilor, unde sunt înșirate câteva lucrări de botez, îmi place așa de mult și repet încă o dată, fiecare și chiar vă dau ca tema acasă când vă întoarceți, după ce serviți masa, după ce vă odihniți, să luați încă o dată, nu-i mare Cartea Faptele Apostolilor, știți că Cartea Faptele Apostolilor nu are încheiere, nu se încheie ca și alte cărți, pentru că ea trebuie continuată cu faptele noastre, în lumină. Avem ca rod sfințirea, ca rezultat viața veșnică, Doamne ajută-ne la aceasta. Cartea Faptele Apostol trebuie completată cu, cu faptele noastre. Citim primul botez. Le luăm așa pe rând, repede, trecem fugitiv. Are loc botezul cu Duhul Sfânt. Petru ține o predică despre Domnul Isus. Le spune că este o promisiune pe care a făcut-o Domnul Dumnezeu prin profetul Ioel. Ei au auzit aceste cuvinte, spune în capitolul 2, versetul 37, au rămas străpunși în inimă și primul lucru care îl învățăm legat de lucrarea aceasta este că Duhul Sfânt este Cel care străpunge inima, Duhul Sfânt este Cel care convinge. Nu reușim noi cu evangelizările noastre, nu reușim noi poate cu cântările noastre, cu poeziile noastre, cu predicile noastre, dar când Duhul Sfânt străpunge inima, este mântuire, Slăvi să fie Domnul. El convinge, așa a spus Mântuitorul, Duhul Sfânt vă va convinge. vă trimit să vă fie ajutor, să vă fie mângâietor, va fi cu voi și în voi în toate zilele vieții voastre. Au rămas trepun și în inimă și au zis fraților ce să facem. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos pentru iertare, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturiseau, mărturisea îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit botezul, au primit provăduirea lui, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ce evangelizare când Duhul Sfânt străpunge, este mântuire. Oamenii vin la Domnul Isus Hristos și smântuiesc sufletul. Are mare putere lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, revară puterea Ta peste toți cei care te caută, care te așteaptă. Iată, mergem mai departe, iubiți frați și surori, o altă lucrare măreață, citim în capitolul 4, după o minune, tot puterea Duhului Sfânt, tot intervenția lui Dumnezeu, în capitolul 4, după ce Petru și Ioan, urcându-se la templu, în numele Domnului Isus, apelează la Dumnezeu și Dumnezeu îl vindecă pe ologul acela, un olog din naștere, care avea peste 40 de ani, toți îl cunoșteau, n-au putut să pe Petru și pe Ioan, n-au putut mai mari norodului să-i bruscheze cumva, că era vădită minunea, s-au purtat cu finețe cu ei. Și a spus: Nu mai predicați în numele ăsta. Lăsați-ne. Ați împlut Ierusalimul cu predica voastră, cu învățătura aceasta. Erau plini de râmnă. Și Petru predică în fața norodului. Însă, mulți, versetul 4, capitolul 4, mulți din cei ce au zis cuvântul au crezut. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Glorie lui Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt, o minune pe care Dumnezeu a făcut-o, vădită, și pe care n-au putut-o tăgădui mai mari în norodului, astfel că Domnul s-a îndurat și mulți oameni au venit la mântuire. E minunat cum lucrează Dumnezeu. Mergem mai departe, iubiți și surori. Filip în Samaria. Știți că samaritenii erau așa, și cu Dumnezeu, și cu Dumnezeii lor, populație deportată, așezată în ținutul acela, încercau să-i slujească și lui Dumnezeu, se închinau și la Dumnezei pe care i-au avut în cetățile lor, în Cuta, în, în Ava, în Sefarvaim, de unde au fost aduși. Erau priviți de evrei ca și niște uh, anatemizați, deoparte. Când Domnul Iisus le vorbea și spunea ceva despre samariteanul milosiv, lor nu le convenea. Cel care... A venit la Domnul Isus și Domnul i-a spus pilda samaritanului milostiv că l-a întrebat cine este cel care a dat dovadă că este pentru aproapele său. Omul nici măcar n-a spus samaritianul, a spus cel care și-a făcut milă cu el. Era prea greu pentru el să recunoască că un samaritian a depășit un preot și un levit. A venit a Filip și a predicat Evanghelia, a fost o mare bucurie în cetatea aceea, spune versetul 8, în cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samari. Lucrarea lui Filip, botezul din Samaria, în versetul 2 se spune, dar când au crezut pe Filip, acesta Simon îi uimea cu vrăjitoriile lui, când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Iată o luptă între Evanghelie și vrăjitorie. A învins Evanghelia. Slăvi să fie Domn! Botezul acesta din Samaria este victoria Evangheliei împotriva lucrărilor oculte ale celui rău. Slăvi să fie Domn! A biruit Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe, iubiți tot în capitolul 8, un om cu mare influență, și botezul acesta mie îmi vorbește că nu se face nicio excepție. Ăsta era un, un om însemnat, ministrul finanțelor. Se întorcea de la Ierusalim, s-a închinat la Ierusalim, a fost la Templu, a cumpărat cartea profetului Isaia, om Evlavios, citea în cartea profetului Isaia, în timp ce carul mergea înapoi spre casă. Se întorcea plin de bucurie spre casă, dar nu era suficient. Nu se putea face o excepție. Duhul lui Dumnezeu îl mișcă pe Filip și îl trimite pe ulița care se coboară de la Ierusalim spre Gaza, un drum pustiu la ora aceea. Filip nu se deranjează că e târziu, se duce și ajunge carul și predică cuvântul acestui om. Mă tot gândesc așa, cum s-a dus Filip tot spre pustiu, tot spre pustiu, tot spre pustiu? Cu ce oare o să mă întorc, să gândea probabil? N-a oprit carul să-l boteze forțat. Hai că ne depărtăm prea tare de Ierusalim și n-am cu ce mă întoarce. A așteptat momentul când omul să-și exprime credința. Acest boteze mi-arată că nu-i nicio excepție. Chiar dacă era mai marele de la împărăteasă, chiar dacă se închinase la Ierusalim, chiar dacă cumpărase surul profetului Isaia, el nu putea să facă o excepție și predicându-l pe Domnul Isus. Jertfa Domnului Isus, că acesta este subiectul central. Filip a pornit de la Evanghelia aceasta. Mântuirea noastră, repet, pleacă de la jertfa Domnului Iisus, binecuvântați să fie numele Lui. În locul nostru El a murit, pentru păcatele noastre. A deschis drumul pentru orice făptură, glorificat să fie Domn. I-a predicat și la un moment dat, famenul. Și se înțeleg eu de aici, fraților, i-a vorbit despre botez. Păi nu se poate, fără botez. Cu alte cuvinte, chiar dacă tu ești un om însemnat, un om puternic, un om mare, ai subordonați, ești ministru de finanțe, dar credința, mântuirea, pocăința trece prin botez. Nu se poate fără. Și fame nu spune la un moment dat, uite apa, ce mă împedică să fiu botezat? Și ascultați răspunsul. Dacă crezi din toată inima, se poate. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Se vor pune câteva întrebări la candidați. Una din întrebări este foarte importantă. Crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, răspunde, cred. E nevoie de această credință, iubiți frate, noi. credem în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. A porunci să se carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip, cel de jos, cel neînsemnat, l-a botezat pe famen care era foarte important. Asta a spus Ioan Botezătorul, eu am trebuit să fiu botezat de tine, dar Domnul a spus, lasă că trebuie să împlinim. Dacă Domnul Iisus Hristos a împlinit, deși nu era nevoie, El nu a avut păcat, noroadele veneau la Ioan Botezătorul, mărturiseau păcatele și așa intrau în apa botezului, iată că Domnul Iisus a spus, trebuie să împlinim tot ce este scris, slăvit să fie Domnul. Următorul botez este al lui Saul din Tars. Am tot citit și am tot recitit pasajul acesta. Îmi place așa de mult convertirea acestui om. Dar știți că Anania încerca încercat să îi spună Duhului Sfânt, Doamne, dar tu nu știi cine e ăsta? Citesc. Într-o vedenie, Domnul îi s arătat lui Anania, capitolul 9, și îi zice, scoală, te dute pe ulița care se cheamă dreaptă, caută în casa lui Iuda, pe unul zis Saul, un om din Tars, căci atât el se roagă. Și a văzut în vedere pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete vederea. Și a ascultat, Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele. Tu nu știi, Doamne, cine e omul ăsta? Făcuse prăpăd Saul în biserică. Martorii și-au pus hainele la picioarele lui când murea Ștefan sub ploaie de pietre. Cu sânge rece, Saul din Tars și cu satisfacție s-a uitat cum moare Ștefan. L-a urmărit toată viața faptul că a prigonit pe sfinții din biserică. Când se prezintă între apostoli, zice, eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, căci am prigonit biserica lui Dumnezeu. Anania i-a spus Domnului, Doamne, ăsta e prea rău. Du-te, căci este un vas pe care l-am ales, ca să duc că numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea lui, fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Stimați candidați, stimați ascultători, noi nu vă chemăm la o pocăință liniară, liniștită, că nu o să aveți necazuri, nu vă promite marea și sarea. Nici Mântuitorul n-a promis ucenicilor, a spus, îndrăzniți eu am biruit lumea, sunt cu voi, în lume veți avea necazuri. Îi voi arăta tot ce va suferi pentru numele meu. Iată că și cel mai rău om și cel mai păcătos, când face lista păcătoșilor, Pavel spune, Hristos a venit să moară în lume pentru cei păcătoși și cel din tâi sunt eu. Noi ne aliniem în continuare. 1A, 1B, 1C, în continuare. Noi suntem cei care am fost iertați și mântuiți de Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Dacă sunt aici persoane care se văd prea păcătoși, dacă sunt aici persoane care se cred prea departe de Dumnezeu, Dumnezeu e aproape, este aproape de cel cu inima zdrobită, e aproape de cel care dorește mântuirea. Numele Lui să fie binecuvântat. A fost botezat, a fost primit în rândul apostolilor, a stat câteva zile acolo în Damasc a învățat lucrurile elementare și a început să predice mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Trecem mai departe, iubiți frați și surori, apare casa lui Corneliu. V-am povestit, v-am spus deja, veți citi acasă întregul episod, este extraordinar, cerul se mișcă, un înger îi vorbește lui Corneliu, un înger îi vorbește lui Simon, se pregătea în taină marea lucrare, convertirea neamurilor, în casa lui Corneliu erau toți adunați, soldați, slugi, rude, soția, rudele soției, el, rudele lui, toți erau în casă, adunați. Și au spus lui Petru, suntem aici toți, să ne spui tot ce ți-a poruncit Domnul. Și în timp ce Petru predica Evanghelia, s-a coborât Duhul Sfânt, pentru că aici a fost nevoie de inversare. Nu știu dacă Petru ar fi botezat pe vreunul din ei. Dar când Duhul Sfânt s-a coborât peste neamuri, a spus, cine eram eu să mă opresc? A poruncit și a spus, nu se poate opri apa ca să nu fie botezați. Și a poruncit să fie botezați cei care au primit Duhul Sfânt, binecuvântat să fie Domnul. Lucrarea Duhului Sfânt, depășirea acestei bariere care era între neamuri și Israel. Rusalile, volumul 2, eu așa o numesc lucrarea din casa lui Corneliu. Ediția a doua a rusalilor, rusalile neamurilor, pogorirea Duhului Sfânt peste cei care nu erau din Israel, arătând dragostea lui Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat mergem fugitivi, iubiți să și soror, urmează apoi o femeie care este botezată, o femeie temătoare de Dumnezeu, Lidia, o vânzătoare de purpură, o femeie simplă, dar care Domnul i-a deschis inima. Așa citim aici și a spus, dacă mă credeți credincioasă, intrați și rămâneți în casa mea, a fost botezată, a crezut în Domnul Isus, a primit cuvintele vieții și a trecut, este prima convertită de pe pământul european. O femeie credincioasă, temătoare de Dumnezeu, cu o inima aleasă, care și-a deschis inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos lucrează Dumnezeu! Numele lui să fie binecuvântat! Apoi, și cu asta închei, temnicerul din Filipi. Adică trebuie să-l botezi și pe cel care te-a bătut. Pavel este bătut bine, temnicerul a pus să-l bată și pe el și pe Sila, i-au pus picioarele în butuci cânta o cântare la miezul nopții, plin de bucurie, deși nu era un motiv de bucurie, era un curând cu vânătăi, în condiții foarte grele, la subsol, în interior, fără aer, fără lumină, acolo, ca oamenii foarte periculoși. Era un fel de regim de maximă, urgen... de maximă securitate. Și acolo, Duhul Sfânt îi cercetează prin cântare, intervine Dumnezeu cu lucrarea Lui și temnicerul din Filip cere lămuriri, se convertește și acum Pavel trebuia să-l boteze și pe cel care l-a bătut. Așa e viața mea, povestit cineva o întâmplare și cunosc, am fost coleg de servici cu un inginer a cărui frate a fost omorât pe vremea lui Ceaușescu la turnul Severin, un viitor păstor baptist era respectivul, frate de la Arad cu influență mare și o țin minte când a mers la mormântarea fratelui său, care a fost o omorât de securitate, când a încercat să se intereseze, s-a spus, vezi, îți de treabă și taci din gură. A trecut vremea, a venit Revoluția și în închisoarea din Arad era cel care l-a omorât pe frate său. Și-a povestit și acum fiul celui omorât, care făcuse seminarul teologic și a intrat în rândul păstorilor, s-a dus să-l viziteze pe cel care i-a omorât tatăl. A simulat un accident cu mașina și dus a fost. Pentru că avea ordin să facă aceasta. Iată că noi, ca și credincioși, trebuie să întindem o mână și pentru cei care ne-au prigonit și pentru cei care ne-au făcut rău. Împărăția lui Dumnezeu ne primește pe toți. Dumnezeu are brațele deschise. Doresc în această zi, Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze pe toți, Domnul să-i ajute pe cei care s-au hotărât să încheie legământ cu Domnul, să păstreze haina curată până la sfârșit. Vă spuneam, am socotit 40 de ani de când m-am botezat. M-am bucurat și mă bucur cu Domnul. Am venit deseori la picioarele crucii să mai las o picătură de sânge peste haina mea, să nu fie cumva pătată. Așa spune cartea Apocalipsei, închei cu versetul acesta atât de minunat și doresc ca hainele lor să rămână albe în orice vreme, să păstreze albul acesta până la sfârșit. Albul este culoarea cerului. Îmbrăcămintea Domnului Isus în cartea Apocalipsei este albă, frumoasă, deosebită. Citesc aici. Iată eu vin curând, răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce-și spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetatea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Domnul să vă ajute, estimați candidați, să păstrați haina aceasta albă, Domnul să vă binecuvinteze pe cei care v-ați botezat mai demult să păstrați de asemenea haina curată și Domnul să-i binecuvinteze pe cei care nu s-au botezat încă, să-i ajute Domnul și pe ei să îmbrace această haină curată și la ziua botezului și pentru veșnicie să ne vedem cu toți în împărăția lui Dumnezeu îmbrăcați în haine cu hainele curățate prin sângele Mielului. Amin.